Salut, dragi! Voi face citirea pentru săptămâna 23 ianuarie, 29 ianuarie. O săptămână mai liniștită, cu planetele în mers direct, dar avem și Lilith în leu, pentru voi este în casa resurselor. Aveți horoscopul cu Lilith în leu, puteți să-l vizionați și să vedeți ce reprezintă. Și, bineînțeles, veți primi horoscopul pentru perioada 23-31 ianuarie. Acum să vedem pentru această săptămână ce primiți din partea tarotului. Aveți o săptămână în care veți avea niște rivalități, un fel de concurență în care fiecare își urmărește scopul lui cu mici minciuni, mici bârfe. Este ca o luptă de copii, ca o rivalitate între copii. Nimeni nu știe niciodată când va câștiga și ce va câștiga. Haideți să vedem voi. Fericirea și cunoașterea. Voi, racii, s-ar părea că aveți o relație cu un bărbat, un rege de bâte. Este foarte important pentru voi. Este vorba de un bărbat peste 50 de ani, cu ascendent zodie, în leu. Un bărbat care arată că va ajuta. Voi s-ar putea să vă puneți foarte mari speranțe în acest leu, dar trebuie să țineți cont de un lucru: acest leu întotdeauna se ajută în primul rând pe el și pe urmă îi ajută și pe ceilalți. În ceea ce v-ați dori voi să fiți fericiți, că este vorba de o iubire, că este vorba de creativitate, de hobby-uri, de jocuri, de speculații financiare, orice va aduce vouă fericirea, trebuie să vă gândiți că aveți o ceartă. Ați acumulat foarte multe și voi, dar și celălalt, și am putea spune că sunteți în fața unei persoane cu care o să vă certați. Adică un fel de furie. Ați acumulat atâta în voi și celălalt a acumulat atâta încât veți simți nevoia să vă descărcați această furie unul pe altul. Am putea spune că după o asemenea ceartă nu mai rămâne loc de împăcare. Cunoașterea, călătoriile, aici s-ar putea să fiți chiar voi dacă sunteți femei. Să aveți acea cunoaștere, secrete pe care puteți să le folosiți pentru a vă rezolva niște probleme, secrete cu care ați vrea să călătoriți. Deci sunt niște secrete aici. Dacă sunteți bărbat, s-ar putea să aveți o persoană, o femeie cu ascendent zodie sau lună plină în rac sau în scorpion, capabilă să vă afle secretele, hotărâtă să vă afle secretele. Trebuie să vă păstrați secretele pentru voi. Aceasta ar fi atenționare. Resursele. Pentru voi aceste resurse vă dă un drum, adică aveți de parcurs un drum. Acest drum pe care îl parcurgeți pentru resursele voastre, adică munca pe care o faceți, nu, fiindcă nu vorbim de alte resurse decât acelea obținute din muncă, acumularea resurselor prin munca voastră, este plin de pericole, cu persoane care vă mint, vă lingușesc, vă întind capcane, sau persoane nepăsătoare, care nici cel puțin nu privesc spre voi.
Și, bineînțeles, riscurile sunt foarte mari. Este bine să țineți cont de faptul că dacă nu puteți să nu intrați în pe acest drum pentru bani, atunci renunțați la el, sau dacă nu aveți încotro, trebuie să faceți acest lucru, este bine să observați și să acționați în consecință. În ceea ce privește locul de muncă, aici sunt niște lucruri ascunse. Fie că cineva v-a făcut o plângere, fie că aveți o reclamație sau legat de contract, există o clauză, ceva ascuns, s-ar părea că veți afla. Sau poate să fie legat de sănătate. Să fie o problemă legată de sănătate ascunsă, pe căreia nu i-ați dat importanță, dar acum s-ar putea să vă facă probleme. În ceea ce privește cariera, voi sunteți generoși, dar sperați și la generozitatea celorlalți. Sperați ca cineva să vă ofere această generozitate, am zice câțiva bănuți, sau poate chiar șansa să arătați ceea ce puteți să faceți pentru a vă afirma. O reușită socială, comunicarea, contracte, asocieri, procese și relațiile. În această comunicare a voastră cu persoane apropiate, fie cu vecini, poate că discutați despre o locuință, despre o casă, să închiriați, să cumpărați sau să modernizați, sau unii dintre voi chiar cu frați, surori, verișoare, vă interesează acest lucru. Deci comunicarea voastră este legată de o casă. În ceea ce privește un proces, un contract, voi preferați să treceți neobservați. Fie că aveți un contract cu cineva sau o asociere sau un proces în care vă doriți foarte mult să vă protejați, să nu vă expuneți și sunteți capabili să nu vorbiți, să tăceți din gură, aplicând regula tăcerea este de aur, vorba este de argint și, bineînțeles, să observați tot ce se întâmplă în jurul vostru și să vă protejați. În ceea ce privește relațiile, voi aveți o relație cu un prinț de cupe, că e prieten, protector. Este un bărbat tânăr, un bărbat tânăr care călătorește mult, își arată această dorință de a crea o atmosferă plăcută, agreabilă, dar întotdeauna rămâne fără bani. Tocmai din cauza aceasta. Deci, este o persoană care dă impresia unui fel de curtezan. Și să vedem familia, căminul, schimbările, transformările și sacrificiul vostru. Legat de familie, chiar arcana familia. 10 de cupe. Familia este alături de voi. Este o stare de bine pe care vă oferă prezența familiei în jurul vostru. Fie că vă ajută, fie comunicați cu familia, fie sunteți raci, voi sunteți legați de familie, preocupați de trecut, preocupați de relațiile cu părinții. Deci, cam acesta ar fi aspectul pentru voi în această săptămână. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, renașterea voastră este legată de un blocaj. Un blocaj care vă dă totuși șanse să vă folosiți de dreptate, de adevăr, de a vă dori ce e posibil, să fiți fermi și să vă depășiți aceste blocaje. Acum, într-un fel sau altul, să vă schimbați cumva atitudinea față de aceste blocaje. În ceea ce privește
și veți reuși să depășiți aceste blocaje. În ceea ce privește sacrificiul vostru, este legat de o contestare. Cineva vă contestă munca, vă contestă realizările voastre, vă contestă cam tot ce e legat de voi. Este sacrificiul vostru să suportați această contestare, să depășiți această stare sau chiar dacă vreți să vă faceți dreptate în judecătorie, atunci trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă contestarea va rămâne și veți cheltui bani și nu veți realiza mare lucru. Veți constata o situație normală, mediocră, am zice. Aceasta este când vorbim nu de resurse, de bunuri materiale. Aceasta este citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.